v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Anual, grupurile tehnice din cadrul Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel al Comisiei Europene se întâlnesc pentru a evalua stadiul de implementare al proiectelor de cercetare finanțate. Unul dintre cele trei grupuri responsabile cu evaluarea proiectelor a venit la INSEMEX, iar aici s-au întâlnit specialiștii în cărbune. Într-o clasificare la nivel mondial, Universitatea de la Petroșani este în top, pe locul 9 din 10 școli superioare din România. Noua clasificare evaluează performanța a peste 850 de instituții de învățământ superior din întreaga lume. Situată la doar 6 km de municipiul Petroșani, Peștera Bolii este un monument al naturii, care în urmă cu câțiva ani era cunoscută doar de către o parte dintre localnici. Imre Suhanec a mobilizat o echipă de voluntari și a readus-o la viață. Universitatea din Petroșani este pe locul 9 în topul 10 al universităților românești care au intrat într-un clasament mondial alături de peste 800 de școli superioare din lume. Clasificarea le dă celor de la Petroșani speranța că ar putea să redevină o școală de prestigiu și nu este exclusă o urcare în această ierarhie provizorie. Într-o clasificare la nivel mondial, Universitatea din Petroșani este în top și pe locul 9 din 10 școli superioare din România. Noua clasificare evaluează performanța a peste 850 de instituții de învățământ superior din întreaga lume. Deocamdată acest top U multirank cerut de Comisia Europeană nu este definitivat, urmează și alte universități. În această fază, din partea României au participat 10 universități, prin care și Universitatea din Petroșani. Sunt doar pe anumite domenii, inginerie electrică, automatică și calculatoare, inginerie mecanică și științe economice. Pentru noi sperăm că un plus pentru atragerea numărului de studenți, sperăm să avem solicitări cât mai mari pentru admiterile următoare și sperăm să înaintăm în topul respectiv. Contrar clasamentelor tradiționale internaționale, evaluările se bazează pe 5 domenii cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ, predare, învățare, orientare internațională, succes în transferul de cunoștințe, parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri și implicarea regională. Totodată, noul clasament ia în considerare și opiniile a 60.000 de studenți de la universitățile participante, lucru despre care cei care se îndreaptă spre Petroșani ar trebui să ia în calcul. Cei care vor să urmeze o astfel de facultate trebuie să știe că universitatea îi sprijină în demersurile științifice pe care le realizează. Sunt foarte multe lucrări științifice, contracte de cercetare în care studenții de la licență, masterat, doctorat participă. E o universitate care asigură o educație care să le permită angajarea pe piața muncii în viitor, după cum rezultă și din topul respectiv. Evaluarea în acest top s-a făcut în funcție de performanța de ansamblu, iar în top au intrat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Studii Economice București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea București, Universitatea Petroșani și Universitatea de Vest Timișoara. Ieri, 14 mai, a fost sfințită mănăstirea Memorial și Centrul de Martirologie de pe Râpa Robilor, locul unde au fost înmormântați mii de foști deținuți politici morți în închisoarea Aiud. La eveniment au participat printre alții Dan Puric, Pavel Chirilă, Marcel Petrișor sau Răzvan Codrescu.
Temelie pusă ieri la Aiud pentru dăinuirea neamului românesc. În Râpa Robilor, aici unde va funcționa primul centru de martirologie din lume, a avut loc o întâlnire în cadrul căreia s-au dezbătut subiecte importante pentru viitorul acestui loc. Centrul de martirologie va fi destinat studierii și prezentării suferințelor și jertfei din temnița Aiudului, dar și din alte închisori comuniste. Ziua a început cu slujba de Te Deum, oficiată de înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Doctorul Pavel Chirilă a deschis lucrările de la Aiud. Nu vrem să prezint pentru foștii deținuți politici de aici în fața mea, venerabili, unii dintre ei cred că au stat chiar aici un număr de ani, în acest oraș, niciun fel de resentimente, nici pentru noi. Biserica îi iartă pe toți, dar pentru că abordăm și științific lucrurile și fenomenul carcerat din România, e bine să reținem câteva trăsături. A urmat apoi lansarea a 3 volume de carte. Martirii poliției române, scrisă de Florin Șinca, Arhitecții români și detenția politică, scrisă de tânărul arhitect Vlad Mitric Ciupe, dar și un volum semnat de Răzvan Codrescu, alcătuit din scrieri care au apărut în ultimii ani în revista Lumea Credinței. Ar putea să spun așa, la început, că, evident, toate regimurile de mână forte din cele mai vechi timpuri au identificat corect rolul social sau impactul social major pe care are arhitectura și au încercat, evident, să-și o subordoneze, folosind-o ca un vehicul propagandistic. Dacă ne referim la regimurile totale ale secolului 20 și intrăm un pic în analiză, o să avem câteva surprize. Trăim vremuri decăzute ca ale noastre, constatăm că și spiritul de jef vede înapoi. Probabil că lumea care nu mai merită să jefești pentru nimic este cea mai urâtă dintre lumele posibile. Și cred că noi mergem galopat spre astfel de lume în care numai că jertfa nu mai este asumată, dar există în ce în ce mai puțin și înțelegerea jertfelor istorice pe care le avem în urma noastră. Un moment emoționant ieri la Aiud a reprezentat-o cuvântul fostului deținut politic Marcel Petrișore, cel care a fost condamnat pe viață de către regimul comunist. Acesta și-a petrecut o mare parte din viață în temnițe, printre care Aiud, Gherla, Jilava, Baia Sprie sau Rahova. Condamnat în primă instanță la moarte, a stat sub teroarea acestei sentințe până în august 1957, când pedeapsa i-a fost comutată în închisoare pe viață. A fost eliberat în 1964 în virtutea decretului de grațiere generală. Jilava, începând, este ușa prin care s-a intrat în acest laborator al prefacerilor oamenilor. Din eroi, martiri și sfinți și de multe ori și de decădere de la rangul de nobil, foarte nobil, la nivelul unor oameni, mă rog, de blestemat. Evenimentul de la Aiud s-a încheiat cu lucrările conferințelor Portretul prigonitului Dan Puric și Portretul prigonitorului profesor Sorin Lavric. Cercetător care studiază opera este un persecutor pentru că merge pe urmele acelui autor. Deosebirea dintre un exeget și un persecutor, pentru că se cred că persecutorul merge pe urmele cuiva pe care vrea să-l condamne, să-l stigmatizeze și să-i facă rău. Persecutorul este urmăritorul de drept. Persecutorul este cel care vrea să-și preschimbe victima într-un condamnat obligatoriu. Pentru asta trebuie să inventeze, să găsească motive care apoi să îndreptățească moral și legal, să facă actul de persecuție. Fenomenul pe care îl trăim astăzi aici
Nu putem să lăsăm să ne scape fără să încercăm cât și de cât să-l conștientizăm. Vasile Pârvan spunea că poporul care își conștientizează procesul istoric prin care trece are tot dreptul să se legitimeze în fața istoriei. Mie mi se pare mai mult decât un eveniment. Un eveniment poate să fie și de regulă, evenimentul este supus un fapt trecător, are un destin trecător. Mi se pare un fenomen de articulare și de coagulare înceată, dar sigură, a poporului român. Pune-l mai la gură. Da. E important să surprindem, până și în aceste prezențe mărturisitoare aici, un soi de articulare nebănuită de cei care ne-au prigonit și ne prigonesc astăzi. Un domn profesor de la arhitectură face o mărturisire despre toți arhitecții români care au fost închiși. Ieri vreau să spun că, citind într-un album comemorativ dedicat unui mare arhitect român, domnul Cristo Dulo, care a lucrat la Casino în calitate de pușcăriaș, am aflat un lucru cutremurător. Ei lucrau acolo în calitate de pușcăriaș și vreau să facă corespondență, să scrie soților, iubitelor, copiilor și nu li s-a dat voie. Și atunci toate scrisorile lor de dragoste le-au băgat în zid. Este singura clădire din lume unde sunt literele și sufletele lor scrise. Începem să ne apropiem foarte ușor de această imponderabilă care este sufletul românesc în permanență prigonită. Corneliu Vadim Tudor, președintele PRM, și-a început șirul atacurilor la Mondo TV. Prezent ieri în direct în cadrul emisiunii Se întâmplă în Valea Jiului, Vadim a vorbit despre cei care de-a lungul timpului nu au făcut nimic pentru salvarea Văii Jiului. Văd încă delegația partidului, zic, dragă Mugur, ce faci tu cu oamenii de acolo? Că se moare cu zile în Valea Jiului. Sunt semenii noștri, sunt frații noștri. Că avem soluții de reconversie profesională. Ce reconversie? Cum a făcut Victor Ciorbea, care acum culmea nesimțirii ajunge avocatul poporului. Al cărui popor? Pe care l-a luat la ciomăgeală? Ce eu nu știu că bătăile împotriva minerilor de la Ciorbea și de la Gavril Dejeu au început și au continuat pe urmă sub Radu Vasile, sub Babiuc și sub ceilalți. Vadim Tudor a vorbit și despre experiența trăită în subteran în urmă cu mai mulți ani. Eu am filmat în mină în 81, când chiar părinții tăi erau foarte tineri cu televiziunea română. Am filmat la Anina, cea mai adâncă mină din Europa, mi s-a spus, peste 1000 de metri. Și am îmbrăcat costumul minerului, am mâncat și la cantina lor, am zeama lungă la ciorba săracului, a minerului, și am văzut și micile porțiuni. Tunel este pretențios, pe care se tărau ca niște soboli, ca niște cârtice. Păi minerul e un atlas al pământului, el ține tot pământul în spinarea lui. Nu-i trebuie să-i dai salarii, supra-salarii să-i dai, să aibă spor și de alimentație. Tu le-ai tăiat tot. Prezent ieri în Valea Jiului, liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a lansat acuzații grave spre cei care conduc destinele României în ultimii ani. Vadim Tudor s-a întâlnit cu simpatizanții PRM la Teatrul Dramatic de Sârbu, acesta încercând să mobilizeze formațiunea politică pe care o conduce pentru alegerile de la finalul acestei luni. Vadim a vorbit și despre mineriade, acesta punctând că la Stoienești au murit peste 30 de oameni. Simt că sunteți abandonați, nu de ieri, de azi, de 25 de ani, și nici Ceaușescu nu îndrăznise în 77 cum au îndrăznit ăștia. Ce baie de sânge a fost la Stoienești, nu se poate povesti. Și în continuare se ascunde adevărul. Eu știu din surse sigure, dar și din fișele medicale. Am luat copii de la morga spitalului din Petroșani, după în alte părți. Au fost 32 de victime atunci, după măcelul de la Stoienești.
Tribunul a vorbit și despre lipsa de strategie atunci când vine vorba despre Valea Jiului. Nici acum nu s-a rezolvat problema locurilor de muncă și problema socială. Nu se spune exact care este rata șomajului în Valea Jiului. Care mine mai funcționează? Au de gând să le redeschidă sau să le închide și pe cele care mai funcționează? Adică este o tăcere foarte suspectă față de un senzor extrem de delicat al societății românești, care e Valea Jiului, de unde au pornit mai multe răzmerițe perfect întemeiate în ultima sută de ani. Specialiști din mai multe țări ale Europei au venit la Petroșani pentru a evalua proiectele de cercetare în care sunt implicați și specialiști de la noi. Gazde au fost cei de la INSEMEX Petroșani și timp de 3 zile s-a discutat aici stadiul de realizare a proiectelor comune gestionate de Comisia Europeană. Anual, grupurile tehnice din cadrul Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel al Comisiei Europene se întâlnesc pentru a evalua stadiul de implementare al proiectelor de cercetare finanțate. Unul dintre cele 3 grupuri responsabile cu evaluarea proiectelor a venit la INSEMEX, iar aici s-au întâlnit specialiștii în cărbune. În acest an, această întâlnire s-a ținut la Petroșani în perioada 13-15 mai, am fost gazda acestei întâlniri. Iar unul dintre proiectele evaluate a fost un proiect la care noi suntem parteneri alături de organizații din Polonia, Germania și Spania. Proiectul pe care îl gestionăm noi se referă la îmbunătățirea sistemelor de aeraj din subteran în caz de avarie. A fost evaluat stadiul în care ne aflăm, se face o evaluare, așa cum am spus, anuală. Acesta a fost un mid-term evaluation la mijloc de proiect. Am trecut cu bine evaluarea. Proiectul gestionat de cercetătorii de la INSEMEX Petroșan se numește Avento și vizează îmbunătățirea sistemelor de ventilație în minerit. Mai mult, peste 30 de specialiști din toată Europa care au participat la această întâlnire au vizitat și mina Paroșeni, ca să vadă la fața locului modul în care se aplică cercetările în domeniu în subteran. Pentru a pregăti simpozionul internațional, Balcan Min, ce va avea loc anul viitor în septembrie, responsabilii din Europa au venit la Universitatea din Petroșani. Motivul este legat de observarea în teren a pregătirilor pentru simpozionul, ce are ca scop rezolvarea problemelor de actualitate din minerit. Balcan Min este una dintre cele mai importante dezbateri la care țări din perimetrul balcanic al Europei participă pentru a găsi soluții comune la problemele actuale din sistemul minier. Simpozionul are loc o dată la 2 ani, iar în anul de dinaintea lucrărilor ce vor avea loc anul viitor la Petroșani, organizatorii au venit la universitate. Este o întâlnire premergătoare simpozionului Balcan Min, care va avea loc în 2015 la Petroșani, în a treia săptămână din septembrie. Așa se obișnuiește la toate congresele mondiale și regionale, ca cu un an înainte să se vizioneze care sunt condițiile materiale, unde urmează să se desfășoare acest simpozion, să se pună la punct toate detaliile, cine răspunde, cine trimite invitațiile, la cine trimite, cine sunt invitații și așa mai departe. Și în ideea asta, având în vedere că anul viitor va fi la noi acest simpozion, cei care s-au ocupat acum 2 ani de acest simpozion au venit la noi ca să ne explice cum s-a întâmplat acolo și să ne ajute, știm noi în mare despre ce e vorba, dar așa este uzanța. Fiecare congres din ăsta internațional are, cele care nu sunt anuale, au un an pregătitor în care se pun la punct toate detaliile. Cei care s-au ocupat anul trecut de organizarea simpozionului au misiunea de a pregăti la rândul lor terenul pentru cel de anul viitor, iar Universitatea din Petroșani va fi gazdă în 2015 și coorganizator în 2016. Anul trecut, simpozionul Balcan Min s-a ținut în Macedonia. Acum lucrările au ca teme mineritul, dar și poluarea mediului și implicațiile sociale generate de închiderea minelor. În general, toate secțiunile de la acest simpozion sunt vreo 10 secțiuni, ca și la simpozionul nostru care va avea loc în octombrie, toate sunt legate de minerit.
Sunt inclusiv secțiuni pe partea socială, pe partea socială a închideri de mine și tot ce, pe partea de mediu, tot ce e legat de minerit, pentru că noi avem și conducere de doctorat și de obicei mediu este luat de chimii și de alte universități și noi am considerat că totuși mineritul poluează cel mai mult și noi trebuie să ne ocupăm și de reabilitarea zonelor respective. Profesori coordonatori de doctorate și licențe și specialiști în minerit și probleme sociale legate de această industrie din Balcani vor fi aici anul viitor în toamnă, când vor analiza problemele existente și vor veni cu soluții la acestea. Producătorii agricoli din județul Hunedoara care doresc și respectă anumite condiții își pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții pentru motorină până la data de 10 iunie. Anul trecut a fost decontată o sumă de 3.500.000 de litri de motorină. Producătorii agricoli din județ mai pot depune cerere pentru a beneficia de sprijin financiar pentru motorină până în 10 iunie, inclusiv. Cererea de acord prealabil pentru finanțare prin rambursarea diferenței de acciză se depune la centrul județean Apia, pe raza căruia este situată exploatația agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat sau centrul unde a fost depusă cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață, ori cererea de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. În perioada 5 mai 10 iunie, inclusiv producătorii agricoli din județul Hunedoara, cei care nu și-au depus cererea pentru motorina aferentă anului 2014, mai au timp sau posibilitatea să-și depună această cerere. Pot să vă spun că la nivelul județului Hunedoara avem un număr de aproximativ 325 de cereri depuse până la acest moment. Și din calculele noastre rezultă că ar fi foarte puțini cei care nu și-au depus până la această dată cererea de motorină. Aproximativ estimăm un număr de maxim 20 de fermieri, având în vedere că acești fermieri sunt persoane juridice. Pentru a beneficia de subvenții pentru motorina utilizată în agricultură sau în sectorul zootehnic, hunedorenii trebuie să îndeplinească unele condiții, iar decontarea se face trimestrial. Decontarea se va face trimestrial, însă pentru acești producători care vor depune cererea abia acum, decontarea se va face trimestrial și proporțional cu perioada rămasă până la data de 30 septembrie, data la care expiră anul agricol 2013-2014. Deci, decontarea va fi făcută pentru acele facturi care vor fi sau cantități de motorină care vor fi achiziționate în intervalul 5 mai 30 septembrie. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. În județul Hunedoara, anul trecut a fost consumată o cantitate de 3.500.000 de litri de motorină. Și-a dedicat întreaga viață protejării naturii, iar acum mulți ani a înființat o asociație care are ca obiectiv acest lucru. Imre Suhanec a reabilitat peștera Bolii, a readus în circuitul turistic acest monument al naturii și l-a transformat într-un adevărat centru cultural. Situată la doar 6 km de municipiul Petroșani, peștera Bolii este un monument al naturii, care în urmă cu câțiva ani era cunoscută doar de către o parte dintre localnici. Imre Suhanec a mobilizat o echipă de voluntari și a readus-o la viață. Ce știm, poate de zeci de ani, oamenii care stau în amonte de râul Jupâneasă mai aruncau gunoaiele, în peșteră intrau vacii vara, din cauza căldurii, iar erau niște turiști care, inclusiv cu anvelope de mașină, mai făceau focuri în peșteră. Dar în rest, peștera arăta tot așa de frumos ca și acum, sigur, fără lumină, era pus în evidență. Acum puțin s-a schimbat și cred că este peștera cel puțin curată în ultimii, din 2006. Acum, la peștera Bolii, ajung turiști din întreaga lume, iar nemții au venit aici să facă filme. Studiile ZDF din Germania a turnat practic un film al cărui am cam jumătate din film, acea de oră și ceva, este turnat în peștera Bolii. Se numește Codul Zeilor. A fost recreat viața oamenilor din epoca de piatră, inclusiv unele desene rupestre care se află la peșterii de la Altamira, de la Lescot,
După aceea a venit tot ZDF-ul, a venit și a turnat secvențe din Balada Nibelungilor, în momentul în care Siegfried omoară Balaurul, tot aici a fost filmat. Anul trecut a venit elvețienii și a turnat un film publicitar. În afară de activitatea de custode al peșterii Boli, Imre Suhanec este și un împătimit al expedițiilor pe apă. De-a lungul vieții a făcut mii de kilometri pe apele României cu diferite embarcațiuni. Scopul acestui excursii sunt să vezi, să identifici anumite lucruri, să găsești povești, să găsești legende. Este pasionat să te duci și mai ales acum, de 50 de ani, deja suntem cunoscuți. Când venim în sate, începând de la cârciumă până la preot, știe că venim în, facem drumul anual al Mureșului. Actorii de la Petroșani ne invită la încă o premieră. Duminică dimineața este rândul copiilor, dar nu numai al lor, să vină și să-l aplaude pe Păcală. O premieră pusă în scenă și cu adolescenți câștigători ai Festivalului de Teatru de anul trecut. De mamă cu biciul mine, Paulo. Domnul Păcală! Da? Mie tare mi-ar trebui să mă întorc. Dar mama nu mă lasă. Nici eu nu prea știu cum să mă comport cu femeile. Povestea celebrului Păcală este pusă în scenă la Petroșani într-o nouă premieră, iar alături de actorii de la Petroșani pe scenă vor urca și doi tineri, câștigătorii ai Festivalului Vostrum al Adolescenților, ediția de anul trecut. Râsul va fi la el acasă și tinerii talentați, care vor să devină actori, ne spun cât sunt de emoționați, asta după ce anul trecut au câștigat premii pentru interpretare. În piesa lui Păcală eu joc două roluri, rolul bărbatului 6 și a ciobanului. Este să joci pe scenă alături de actori profesioniști. Păi e o mare oportunitate, e o ocazie unică în viață, sincer. Și timp de o săptămână am intrat în pielea unui actor profesionist. E o piesă foarte amuzantă, pe care oricine o va înțelege. Un alt câștigător al festivalului de anul trecut este și Ionuț, care acum va juca rolul unui șmecher care îi prostește pe toți așa cum vrea el. Personajul meu este cel mai inteligent din tot spectacolul. Restul, eu îi prostesc pe toți cum vreau eu de fiecare dată. Tot timpul ajung unde vreau eu, până la sfârșit când se hotără să-mi facă felul. Am câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare în rol secundar în Festivalul Vostru al Adolescenților ediția trecută, pentru personajul Omul care trăiește pe trotuar și ascultă muzica la cască. Asta este o oportunitate. Da, este cea mai mare oportunitate. Ce să fie actor? Da, vreau. Păcală! Păcală, sunt disperată! Când apăs cu degetul aici, mă doare! Au, 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 au! Când apăs dincoace, mă doare! Au, 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 au! Dar când apăs dincoace, mă doare și mai tare! Au, 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 au! Ce dragi o fi, Păcală, dacă sufăr de o boală gravă! Ha? Ceva? Nimica! Stai liniștită, mătușă! Cred că ai degetul fracturat! Copiii nu sunt lăsați pe mâna unor începători, iar alături de ei pe scenă urcă și actori de la Petroșani. Cu toții ne garantează râsul și voia bună și ne așteaptă să-l încurajăm pe Păcală și ai săi. Este un spectacol inedit, se adresează deopotrivă și copiilor și adulților, are o grămadă de glumițe. Eu cred că le vor plăcea atât copiilor cât și adulților aceste glume pe care regizorul le-a inserat în text. Cum a fost conlucrarea cu tinerii? Destul de bună, fructuoasă chiar. Au adus un aer proaspăt în trupă. Venirea lor la repetiții s-a simțit. Este o oportunitate pentru orice tânăr să urce pe o scenă profesionistă și nu doar să urce, să joace alături de profesioniști în spectacole de teatru, chiar dacă sunt spectacole pentru copii.
Păcală se joacă duminică, începând cu ora 12 pe scena Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani, în regia lui Andrei Mihalache. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!